În această parte veți putea să aflați mai multe informații despre Asociația Romania Green Building Council, cine suntem, ce ne propunem și ulterior prezentări din partea companiilor care sunt membrii fondatori și care deja au ales să se alăture eforturilor noastre. La început aș dori să o invit pe doamna Daciana Sârbu, europarlamentar, membră în Comisia de Mediu în cadrul Parlamentului European, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! A fost cam bruscă trecerea de la prezentare. Probabil că vă întrebați ce legătură are politica cu mediu, că ce legătură are politica cu construcțiile, cred că ați aflat de multe ori. Sunt aici și pentru că fac parte din Comisia de Mediu în Parlamentul European, dar și pentru că sunt un ecologist convins. E adevărat că nu de puține ori m-am zbătut să comunic lucrul acesta și să comunic și cu ce se ocupă această comisie la Parlamentul European. Nu o să vă vorbesc despre asta acum, o să încep prin a-i felicita pentru inițiativă, prin a vă mulțumi pentru invitație. Cred că este un semnal mai mult decât fericit și deși pornește din zona de business și ar fi trebuit să pornească din zona guvernamentală, e o inițiativă excelentă pentru că de mult trebuia să vorbim despre eficientizarea energetică a clădirilor. De mult avem o lege care ne obligă să facem acest lucru. Avem o directivă a Uniunii Europene 91/2002 care spune că din 2007 chiar trebuie să ne aliniem la această directivă, iar până în 2010 toate clădirile să fie eficientizate energetic. Cu toate acestea, cred că e prima dată când se discută la noi despre acest subiect, din păcate, și sper eu să nu fie ultima dată. Eu vă promit că ducem inițiativa mai departe, ca multe alte lucruri pe care le-am făcut în sensul acesta. Cerem Comisiei, printr-o declarație la Parlamentul European, să verifice și să se implice, să ne spună de ce în România până acum nu s-a întâmplat ceva și de ce trebuie să discutăm mai întâi la nivel de companii despre cât de important este să consumăm mai puțin, cât de important și să conștientizăm faptul că 30, chiar 40% din emisiile de CO2 provin de la construcții. Nu de mult am votat la comisie în Parlamentul European reducerea emisiilor de CO2 pentru autoturisme. Și, mă rog, dezbaterea a fost și foarte importantă și dificilă. Știți foarte bine că industria de automobilism are un lobby foarte puternic și un cuvânt puternic de fiecare dată. Și până la urmă nu vorbește nimeni atât de intens despre cât de mult poluează construcțiile și cât de mult poluăm noi. Mă refer aici la consumul de energie, de apă, deșeuri, că toate acestea împreună constituie green buildings până la urmă și de asta am și venit aici, de asta felicit încă o dată inițiativa, cu promisiunea că vom continua colaborarea, promisiunea că vom veni să vă spunem ce am făcut, ce a stat în atribuțiile noastre până la urmă și evident să vă întrebăm ce ați reușit să faceți mai departe. E un bun început și cred eu că atâta timp cât reușim noi să ne mobilizăm, poate că vrând nevrând o să facem să se întâmple lucruri mai bune și la nivelul decizional. Vă mulțumesc, vă felicit și o să ascult cu mare atenție prezentările următoare.